Reuniune de urgență în Ucraina după difuzarea unei înregistrări cu o presupusă anexare a Bucovinei. Aceasta prezintă situația în care România ar anexa partea ucraineană a Bucovinei după declanșarea unui război de către Rusia pe scară largă împotriva acestei țări. Înregistrarea realizată la nivel de amator sub denumirea, cităm, Războiul Român-Ucrainean din anul 2022 a fost postată pe YouTube pe 26 mai fără să ofere precizări despre cine sunt autorii. Și discutăm subiectul cu colegul meu Radu Tudor de la punctul de întâlnire. Radu, bună dimineața! Iată, ucrainenii au luat foarte în serios această înregistrare de pe YouTube. Bună dimineața! Recunosc că sunt foarte surprins de faptul că autoritățile din Ucraina au putut să ia în seamă o astfel de bazaconie. Este complet irațional și în afara oricărei logici a unui demers oficial să iei un videoclip de pe YouTube făcut de nu se știe cine și să-l folosești drept pretext pentru realizarea unei anchete. Ucraina e într-o situație extrem de dificilă, cu o treime din teritoriul său controlat în mod ilegal de Federația Rusă, cu 10.000 de morți în estul Ucrainei, cu peninsula Crimea anexată ilegal de Moscova, și din această perspectivă starea lor de, să spunem, de alertă în legătură cu orice posibilă amenințare poate fi înțeleasă. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim totuși că niciun stat civilizat din lume, și cu atât mai puțin România, nu se poate preta la astfel de gesturi. Acel videoclip este creația unui amator, iar faptul că acest procuror general s-a gândit el să sesizeze, să facă o anchetă în urma unui videoclip de pe YouTube, asta demonstrează degringolada care domină la Kiev, iar astfel de lucruri nu pot fi luate în serios. Din păcate, accentele naționaliste extrem, extrem de puternice care s-au manifestat în Ucraina în ultimii 30 de ani, au și un accent antiromânesc puternic. Nu este prima oară când noi avem probleme cu naționalismul exagerat al Ucrainei, chiar la nivel de stat, chiar la nivel de instituții. Și din această perspectivă ar trebui să privim cu îngrijorare faptul că au ajuns la acest nivel de degradare încât să preia un videoclip de pe YouTube, repet, creat de niște anonimi, în care se spun niște bazaconii imense, cum că România va ataca Ucraina, pentru a alimenta o stare de spirit și așa destul de îngrijorătoare a populației Ucrainei. Radu, România n-a avut niciodată de gând să atace Ucraina. Astfel de chestiuni nu se rezolvă decât prin relații bilaterale. România sprijină Ucraina în parcursul ei euroatlantic și reacția procurorului general probabil poate fi calificată la capitolul diversiune. Am înțeles, mulțumesc foarte mult, Radu Tudor a fost în direct, mergem mai departe cu jurnalul document.